care se merită de luat în vedere. Nu știu de ce la mine prezentarea nu se încarcă, dar asta e parte tehnică de la mine, nu e despre conexiunea voastră. Sper mult că voi mă auziți. În câteva secunde cred că o să se proceseze. Probabil de data asta am preluat prezentarea în Google Drive online și el acum un pic arată încărcare. De aceea eu o să încep cumva introductiv, pe parcurs sper mult să încarce, când trag cu ochii în dreapta nu vă deranjați, nu vă faceți griji, noi suntem aici, contentul pregătit pentru voi. La final eu vreau să înțelegeți un moment, să înțelegeți de ce 10 pași sunt importanți pentru comunicarea noastră. Nu știu dacă voi auziți, dar noi auzim că aici vecinii noștri tare gălăgii fac. Dacă putem să închidem cu lejitate ferestrele, ușile, trageți zăvorul, pentru că eu vreau să mă concentrez, să livrez un mesaj vouă mai concis. Respectiv, la final, cei care vor rămâne, cei care vor să stăm de vorbă și să preluăm niște detalii, vor înțelege câteva gânduri. Primul gând care mi-l propun ca voi să îl preluați și să-l înțelegeți este ideea că sunt anumite acțiuni care trebuie să le faci odată și comunicarea ta în online pe zonele astea, odată în an, odată în trimestru, odată când vrei să schimbi vectorul, te ajută să optimizezi activitatea. Există acțiuni care voi trebuie să le faceți săptămânal sau lunar și atunci comunicarea voastră devine mai eficientă, oamenii care vă urmăresc înțeleg mai bine ce vreți voi să transmiteți. Și există acțiuni care o să trebuiască să le facem neapărat, dar ele costă. Costă timp, costă oameni, costă bani. Respectiv, fiecare va decide pentru dânsul ce vrea să ia din aceste 10 puncte, dar probabil chiar pot spune că aș garanta că dacă voi faceți toți acești 10 pași, voi puteți să optimizați cu mult activitatea voastră și prezența voastră în online va fi mult mai eficientă. Ca de fiecare dată există două vectore prin care se poate de privit industria de social media, webinarul de azi inclusiv. Este vectorul de expert, când tu ești specialistul care urmează să facă cu mâinile, cu tot ce are, urmează să facă postările. Și există strategia când voi sunteți proprietarul de afacere. Câteodată voi combinați aceste două, păcătuiți cu alte cuvinte. Dar sunteți acel care trebuie să controleze procesul. Spuneți-mi, vă rog mult, dragi prieteni, voi cine sunteți? Voi sunteți antreprenorul? Sau voi sunteți specialistul? Scrieți în comentariu A sau S. Sau dacă păcătuiți și sunteți antreprenor care și specialist, scrieți A plus S egal cu LAV. Respectiv, spuneți-mi în care direcție la voi să înțelegă prin ce perspectivă azi mai mulți vor privi webinarul. Că ești antreprenor și vrei să înțelegi cum să optimizezi activitatea în online, cum să lucrezi în online ca să aduci o eficiență prin control, sau cum tu lucrezi ca specialist prestând servicii, ca freelancer, ca angajat sau ca consultant, sau ești antreprenor care face la dânsul un business. A plus S, A, A, S, A, A, S, A, A. Amuia, dacă închideți asta, imaginea și așa sună sunetul, n-a să vă înțeleagă vecinii și ascultați voi acolo. A, S, A, S, A, A, S. Bun, văd că mai mulți antreprenori sunt aici care fac social media singuri. E destul de, e destul de pe alocuri trist asta. Condoleanțele mele, pe lângă faptul că savurați plăcerea lumii digitale, încă mai trebuie să aveți treabă cu contabila, cu angajații și cu businessul. Dar asta este o etapă. Cu siguranță, vreau să zic, antreprenorilor care sunt în categorie A plus S, este normal asta, nici noi de rușine, nici de jele, nici de bucurie, dar dacă veți dori maștabarea, cu siguranță va trebui să plecați sau în A sau în S. Haideți să începem ușurel, mersi mult de răspunsuri. Cei care au prieteni, neamuri, vecini care trebuie să audă și ei despre ce vorbim noi aici, nu uitați să faceți un tag în stories, talmazan.school, talmazan.md, vom fi recunoscători, va fi practic plata pentru aceste cunoștințe care azi vă transmit, care cu siguranță pot să vă optimizeze câteva sute de euro în prima lună. Cum asta se face? Haideți să vedem. Eu vreau să
trec foarte fugitiv. Eu nici nu știu dacă se merită foarte mult să vorbesc despre stimabilul din imagine. E foarte deja de la webinar la webinar tot nu e mai greu să vorbesc despre mine, îmbătrânesc, cred că. Dar ca să înțelegeți de ce azi îmi permit să vorbesc despre social media, este că în spatele meu sunt peste 7 ani de activitate în domeniul social media, sunt specialist certificat Facebook, sunt specialist certificat MBA, am o activitate de public speaking în domeniul social media, traininguri internaționale, Moscova, Rusia per general, Moldova, România, Hong Kong, respectiv în contextul ăsta noi înțelegem că în 7 ani am văzut foarte multe case-uri. Zicem noi că sunt minim peste 4.000 de companii la care am privit în back și aceste companii sunt de diferit calibru. Voi lista foarte repede ca să vă faci cunoștință cu zona prin prisma care eu azi mi-am propus să vin în fața voastră. Este experiența mea ultimii 7 ani de zile de instruire, promovări, consultări, capacitate de traininguri, promovarea proiectelor, programe mai deep în care noi am făcut analitică, programul Mentor My Business, sunt o parte din proiectele anului 2021 pe care noi le-am preluat și încă ducem o parte din ele. Respectiv, dacă vorbim despre cine suntem noi și ce noi facem, cu siguranță puteți să vedeți în rețelele noastre de socializare. Cei care sunt prima oară nu înțeleg cine este domnul din imagine, faceți cunoștință pe talmazan.md cu toate aceste proiecte, cu toată experiența noastră, ca să vă convingeți că ceea ce azi eu o să zic nu este despre un rezumat, rewriting din Google și 10 traininguri privite, 10 idei interesante pentru lucru. Este sincer o contemplare a mea pentru voi, în care vreau să vă spun ce aș face eu, dacă aș fi la început, și ce n-am făcut eu când am fost la început, și ce recomand eu să faceți dacă sunteți la început de cale, ori activați deja, dar haotic. Noi zilnic, minim 3-4 consultații avem pe partea de Mentor My Business sau consultațiile pe audite sau pur și simplu ne sună oamenii și au nevoie de ajutor. O problematică foarte mare în social media este, chiar azi discutam, Dumitru, eu nu știu de ce pornesc. E ca, eu fac antreprenoriat, dar eu nu știu de la ce pornesc în rețelele sociale. Să postez sau să promovez, să fac live-uri sau webinare, să fac content des sau rar, să fac boost post sau campanii, să postez în Instagram sau în Facebook, în Google sau în Twitter, influence marketing sau vlogging, unde să mă duc? Așa de multe sunt că eu ca antreprenor care am crezut că eu o să fac un business și eu să mă ocup cu business, eu ca tare trebuie și un marketolog, trebuie și un vânzător, contabil, șef și... Eu sper mult că durerea asta rezonează și voi înțelegeți de ce vorbesc. Eu singur nu-mi place conștientizarea asta. Dar din păcate este asta. Și atunci noi am înțeles că există minimum mai mulți pași, dar noi am scos 10. 10 pași, procese, numiți-le cum vreți. 10 gânduri pe care vreau să faceți screen, să vă salvați, ori să căutați mai multe informații dacă vreți să rezolvați întrebarea asta. Respectiv, prima întrebare care vreau să vă puneți, asta este unde vom comunica. Nu că e nu sub soare sau foarte complicat sau super greu de realizat asta, dar probabil voi sunteți în Facebook, probabil sunteți în Instagram, probabil voi sunteți și cineva în YouTube precis, în Twitter, dar neconștient. Nu o zis, eu sunt în Facebook pentru că, eu sunt în Instagram pentru că. Respectiv, aici eu vin cu o filosofie care ține de haideți să decidem că noi suntem în Instagram cu un welcome Instagram, dar conștient. Haideți să decidem să nu facem promovare pentru că nu avem bani. Dar conștient nu pentru că nu știm că nu trebuie promovare. Sau nu știm că 50 de euro mai bine nu fac decât să fac 50 de euro campanie pe toată Moldova. Respectiv, prima întrebare aceasta, haideți să ne apreciem unde vom comunica, ține de elementul că noi avem pe de o parte avem elementul de online, world, da? Avem partea asta de comunicare online și marketingul mai răspunde și de partea de comunicare offline. Deci voi, indiferent ce calibru sunteți de afacere, voi aveți de comunicat cu audiența voastră prin prisma la doi factori, marketingul online și marketingul offline.
Mai departe, noi, dacă suntem tot în digital comunicare, noi înțelegem că marketingul online are foarte multe zone și marketingul offline are foarte multe canale prin care el își atinge scopul. Respectiv, dacă luăm online, în online sunt mai multe, sunt blogurile, este Google, este social media, este webinare, sunt live-urile, sunt mai multe canale. Există și, noi în alte webinare arătăm această harta marketingului în care puteți vedeți foarte multe canale prin care îți poate comunica. Dar dacă azi scoatem social media și să ne punem această întrebare de unde noi se comunicăm atunci când social media este canalul nostru de bază pentru foarte multe afaceri, atunci noi primim așa o romaniță, așa o floare frumoasă, în care noi avem și Facebook, în care avem și Instagram, și Adnaclasnici, și YouTube, și Twitter, și TikTok, și VKontakt, și LinkedIn, și Viber, și Skype, și Pinterest, și WhatsApp, și... Cine nu vrei, așa este. Respectiv, spuneți-mi, vă rog mult, cine din voi, eu vă mai arăt odată imaginea la toate rețele socializare, cine din voi și în câte rețele sociale este prezent? Puneți, nu contează ce fel de rețele, una, două, trei, cinci, toate, unde voi sunteți prezenți ca business, pentru compania voastră, pentru clientul vostru, pentru businessul vostru. Care este la voi acum statutul? Voi sunteți numai în Facebook și Instagram? Sau voi sunteți și în Facebook și în YouTube și VKontakt, este profil de business și în LinkedIn, Victoria în două. Haideți, vreau, cum am mai spus, vreau să ne conectăm. Noi avem cu voi partea asta de comunicare un pic mai dinamică și vreau să înțeleg că voi sunteți conectați cu mine și voi încercați să faceți cumva acest performance pe rotații mici, dar îl faceți. Respectiv, 2, 3, 2, 4, 3, 4, 3, 4, 3. Eu azi, punând la fundament elementul de, în ce fel de rețele sociale, eu vreau azi noi să trecem vreo 5-6 din acei pași, acele procese, în care să ne răspundă la întrebarea în care din rețele sociale noi putem fi. Pentru că unul din factorii auditului rețelelor de socializare este că prezența voastră în două sau în patru poate fi puțină sau poate fi inutilă. Poate trebuie Cristina sau Lilia nu în două, dar în patru? De ce nu? Sau Stella, poate nu în trei, poate nu una? Dar poate în trei, poate în două. În ce bază? 11, dar e dificil să gestionat, dar deja nu mai știu ce și cum. Da, Diana, e adevărat problematica. Când suntem pistitet, ori aceeași postare o postăm pistitet, ceea ce deseori, practic, întotdeauna este incorrect. Respectiv, haideți să ne apreciem, încotro noi putem să mergem. Noi avem aceste rețele sociale și ca să mergem la ele, noi să mergem la următoarea întrebare. Și aceasta două întrebare pe care noi o să ne punem este cum corect să startăm în aceste rețele sociale? Ia ca fiecare din aceste rețele sociale, care voi v-ați apreciat sau încă nu, o să vă ajut să ne apreciem pe parcurs, pentru că asta o să fie unul din scopurile noastre, să ne ajut să înțelegem în ce fel de rețele sociale trebuie să fim și de ce și cum. Este ok, dar ce este o rețea socială? Indiferent de rețeaua socială care voi să o luați, indiferent Facebook, Instagram, LinkedIn, practic în toate rețelele sociale, prezența în cadrul acestor rețele sociale este de două feluri. Noi avem prezență ca profil personal și noi avem prezență ca profil de business. Eu vreau voi să înțelegeți un detaliu foarte important. Pentru majoritatea, apropo, acest... micuț detaliu este ca bună ziua, nu Dumitru, stai clar despre ce tu vorbești. Dar un detaliu foarte important. Prezența rețelei sociale este cu profil personal și profil de business. Voi cu siguranță ați văzut în Facebook pagini ca om care se cheamă, spre exemplu, Laminare Gene Sprâncene sau Acoperișul SRL House sau, adică, profilul e om, dar el e de business. Da? Sau nu are pagini de business. Nu este pagina de business, profil de business. De ce oamenii aleg să fie cu nume de business ca om? Pentru că îi adaugă în prieteni, pentru că pagina nu poate iniția o comunicare, în Facebook cel puțin. Și atunci îi spun că, băi, eu îmi fac o pagină ca om, în loc de Dumitru Talmazan scriu Talmazan School,
Și mă duc pe la tăți care s-au dus la evenimentele din social media, îi adaug în prieteni, când fac postare la mine în profil, ia să vadă postarea, logic, trebuie să fie eficiență. De tuta băla, Facebook-ul în scurt timp vă va bloca sau inclusiv eficiență noi. Nu ai statistică, nu poți să faci promovare, nu este normal, logic, corect, eficient să fiți prezenți în social media cu nume de business prin prisma profilului personal. De ce am fundamentul comunicării? Dacă aveți prieteni, voi, întâmplător, n-ați știut, nu, nicăiși nu e de rușine ori de gravitate. Dacă n-ați știut, trebuie să înțelegeți că tu ești ca om în primul rând, în Facebook sau în Instagram. Unele rețele, spre exemplu Instagram, are, te înregistrezi întotdeauna ca profil personal și faci migrare în profil de business. În Facebook este creezi pagina personală și dintre asta creezi pagina de business. În Adna Classic, în Contact, fix așa, creezi din nume și de video dat administrator. La Instagram un pic e diferit, te loghezi, dar doar tipul de profil e diferit. Păi iată, noi înțelegem că această prezență, prin aceste două tipuri de profile, ea este ca un soi de fundament care ne ajută ca noi să înțelegem că eu ca profil să am o anumită prezență și eu ca business să am altă prezență. Deseori profilul nu prea este luat în vedere, pentru mare parte fac cei care fac personal branding. Dar e și el o istorie care poate fi luată în considerație. De aceea, noi înțelegem că prezența în cadrul rețelei de business, pentru că noi luăm parte de business comunicare, poate fi prin content marketing sau prin campanii publicitare. Ar însemna postări în feed sau generare de lead-uri. Haideți să explicăm acest moment. Deci uitați-vă, voi înțelegeți că trebuie să fiți prezenți în anumite rețele sociale. Voi înțelegeți că aceste rețele sociale trebuie să fie profil personal și profil de business. Până aici este clar? Super! Profil personal, acolo voi comunicați, nu se face business, voi sunteți un fel de administrator la pagina de business. Luăm pagina de business aparte și noi înțelegem că în interiorul acestei pagini noi putem să comunicăm prin două filiere. Prima de PR, a doua de lead generare sau campanii. Adică PR, asta sunt postări sistematice, campanii, asta este publicitate. Astfel noi înțelegem că dacă noi vrem să comunicăm complex și asigurăm acele 11 branduri, cum Diana spune că e 11 branduri, noi ar trebui 11 branduri să generăm și content adaptat și campanii buget promovare. Deseori nu ne ajunge nici forță, nici timp, nici bani să generăm calitativ conținut pe toate rețelele. Deci va trebui să luăm o decizie, dar în baza la ce să luăm decizia? Și că aici intervine al treilea pas pe care eu vreau să vi-l prezint, este că decizia, unul din ingredientele care trebuie să stea la baza deciziei voastre, dar unde eu aș fi prezent, nu este unde eu ți-ți drogul, unde îți pare ție sau unde îți place ție. Deseori oamenii spun, nu, în TikTok acolo nu mă distrebă lășiune, eu nu mă uit, acolo de tăniș business-ul meu n-a să fie. Asta e greșit. Sau, am fost la un curs la Talmazan despre Facebook, mai timp că noi trecem în Facebook. Asta tot e greșit. Nu Talmazan și nu părerea ta și nu altuia trebuie să fie factorul care decide în ce fel de rețea socială este business-ul tău. Business-ul tău trebuie să fie acolo unde este audiența ta. Dar unde este audiența ta? La treia întrebare, care este statistica pe rețele sociale? În baza la ce factor noi luăm decizie? În baza factorului de statistică. Cu alte cuvinte, noi luăm fiecare rețea socială existentă în regiunea în care tu te afli. Și noi înțelegem că există, spre exemplu, Facebook, există Instagram-ul. Aceste rețele sociale au o anumită statistică. Există aplicații în Facebook, în contul de publicitate Facebook, Social Bakers e cu plată, Sprout Social cu plată, au și demo-teste, bate, statistica generală, gramatică, avea o statistică. Sunt aplicații, pur și simplu în Google scrieți statistica Facebook în Moldova sau în România sau în Canada sau în Chicago și vă o dă o anumită statistică. Statistica asta poate fi afișată în felul următor. Voi puteți să scoateți partea de rețele, puteți să scoateți în bază de gen minimum, în bază de vârstă și în bază de regiune, rural, urban sau pe oraș sau cum vreți. Și scoateți în anumit procentaj, voi scoateți partea de statistică. Și atunci voi primiți un insight la această etapă, la pasul 3, că în Facebook noi avem o mare parte, spre exemplu, 20-40. În Instagram noi avem 17-35. Este și în Instagram 20, și în Facebook sunt de 17, și în Instagram sunt de 45. Dar, în mai mare parte, o să găsiți
Spre exemplu, dacă vorbim de Moldova, ca exemplu, vârsta 50-65 sau 45-65, rural îi găsiți în adnăclasnică. Vârsta 15-35 în Instagram, vârsta 25-45 foarte bine în Facebook, vârsta 35-45, 15-20 în YouTube. Diferite două clustere de vârstă cu atitudini diferite față de conținutul care este. Voi veți vedea că statistica în regiunea voastră, în mai mare parte, există acolo audiență. Respectiv, asta este un prim ingredient care ne permite nouă să înțelegem că, aha, dacă eu, Dumitru Talmazan, care fac cursuri, înțeleg că la mine mai mult cumpără mame, pentru că ele sunt genul feminin care stau cu copilul în decret, sau ele sunt prietenele sau soțiile bărbaților care au afacere și deseori bărbații lor, partenerii lor îi roagă să-i ajute, hai să mai ajuți tu cu social media. Eu înțeleg că acest target de femei este unul din targeturile de bază în businessul meu de instruire. De ce? Eu înțeleg că el este în mai mare parte pe Facebook, pe YouTube, nici de cum în adnăclasnică, pentru că totuși dacă sunt, probabil voi aveți și profil și acolo, și acolo, și acolo, dar voi vă comportați diferit. Dar dacă eu spun că, uite, Dumitru, a venit timpul să te gândești la viitor. Și acest viitor presupune că în 5 ani de zile tu n-a să ai clienți. De ce? Pentru că aceste femei de 35 de ani, care tu spuneai 5 ani în urmă că ele sunt clienți tăi, ele să aibă 40 și o să schimbi consumarea. Iar alți clienți vin în urmă și ei n-ați știe. Și ați fi foarte scump să ai costul de achiziție a clientului pe 5 ani de zile. De aceea, Dumitru, asta eu nu îmi spun, ești tu și începe să comunici cu audiența care azi nu poate să-ți dăi ție bani pentru serviciile tale. Dar lasă afli despre tine. De aceea ia vârsta 16 ani, comunică prin Instagram, TikTok, evenimente offline, școli, instruire gratuită, pentru că peste 5 ani de zile e să aibă 21 de ani. Dar peste 10 să aibă 25 de ani. Da? Da. Și atunci ei o să știe despre Talmazan School. De ce? Pentru că ei, voi prin școli ați fost cu dânsă, voi ați fost pe TikTok-uri, ați făcut prin influence marketing. De ce dedică un anumit buget pentru a educa un pic publicul? Dacă tu te uiți la statistică și îți dai seama că în TikTok acolo, spre exemplu, mai mult tineret ați fi sau nu? E că de asta eu vă recomand voi să analizați în pasul 3 tot ce ține de partea de ce fel de audiență există în regiunea voastră. Pasul 4, un pas foarte important pe care voi trebuie să luați în considerație numai puțin decât pasul 3, este cum ne apreciem cu scop pe rețele sociale. Dacă noi am spus că noi vrem să ne apreciem, dar în baza statisticii, practic, peste tăța noștri, noi nici nu știm, blin, parcă și este și în Instagram, parcă e targetul meu, și în TikTok, parcă e targetul meu, și în Facebook, parcă e targetul meu, și în YouTube, parcă e targetul meu, de chiar să ieși și în adnăclasnică, parcă e targetul meu, ok, Twitter nu e meu, LinkedIn-ul parcă e meu. Și spui, da, Dumitru, dar iară s-au adunat vreo 6 branduri. Tu spuneai despre optimizare, despre mai puțin de lucru, dar așa m-am uitat la statistică și tot parcă îi dea mai mult. Cum să facem ca să lucrăm mai puțin și să avem eficiență? Aici vine pasul 4 și spune că, uitați-vă, fiecare rețea socială este, dacă îmi permiteți și nu o luați sexist, este ca un partener, ca o femeie, sau ca să nu știi sexist, zicem, ca un bărbat. În care tu nu poți să-ți permiți să comunici cu același mesaj cu toți. Da? Noi înțelegem un lucru, că consumul oamenilor depinde de pe ce platforme ei fac asta. Cum consumă consumatorul, adică voi v-ați deprins pe Facebook sau pe Instagram să comunicați în un anumit fel. Când vorbeam despre paralela cu partener sau cu femeie sau bărbat, este faptul că imaginați-vă o situație din viață. Eu, Dumitru Talmazan, în tinerețe, am aflat un pont. Știți pontul ăsta? Bună ziua, domnișoară, dar la mama voastră genere nu trebuie, da? Și în unele situații pontul ăsta poate să lucreze, genul. Poate fi așa că o domnișoară să spui Dumitru, și cu tine? Tata spui, alo,
Pricoal de este la grădiniță, am auzit, da? Ce spune asta? Asta spune faptul că sunt două personalități care reacționează diferit la același mesaj. Cu alte cuvinte, din prisma experienței unei domnișoare și prin prisma experienței două domnișoare, eu ar trebui să adaptez conținutul. Adică dacă eu înțeleg că Instagram este o rețea socială mai dinamică, atunci eu nu pot să postez poze din Google preluate, care sunt monotone, care sunt nipaniatne și cu dânsele. Dacă eu înțeleg că TikTok-ul este mai dinamic, atunci eu nu pot să-mi permit să fac și fața și neaciom. Da, eu trebuie să bag o leacă de sex, o leacă de, nu știu, ceva trebuie să bag acolo, ca să iasă. Ori trebuie să bag creier, ori trebuie să bag show. TikTok-ul este despre asta. Ori voi faceți ceva foarte interesant, foarte dinamic, foarte diferit, ori voi dați conținut autentic și în sensul ăsta TikTok-ul tot prinde destul de bine. Eu înțeleg că YouTube-ul este așa un partener sau așa o domnișoară, ca în exemplu meu, foarte diplomată pe locuri. Voi în YouTube nu vă duceți să vă uitați la pricoale de-astea unul după altul. Voi vă duceți să găsiți sau o emisiune, sau căutați un training, sau voi în YouTube destul de ok sunteți priviți jumătate de oră un video, sau un playlist. Voi faceți full screen sau copii puțin animate. Dar ca în TikTok eu niciodată n-am văzut ca, spre exemplu, cineva să caute recete. Adică, intri în TikTok și cauți cum să faci un plov. Nu, tipa, să răci într-un minut plovul să-l arăți. Nu, tipa, cum să-l mănânci doar de, nu știu. Dar cu siguranță nu. Cine, paralela asta cu contentul, deseori zic prin prisma Facebook-ului. E că Facebook-ul este așa un caracter foarte solid. El este așa o femeie care îi place câteodată și long read-ul. Da, se poate descris acolo cu acest caracter de rețea socială, se poate discutat. Acolo se poate făcut live-uri de o oră, de două. Acolo se poate făcut și Instagram, apropo, se poate făcut live-uri. Dar fiți de acord că alegerile prezidențiale, parlamentare sau dezbaterile politice, voi nu vă uitați în Instagram în live. Dar v-ați uitat în Facebook în live. De ce? Dar pentru că voi nici nu v-ați gândit la faptul că voi în Instagram să nimeriți peste live-ul la televiziunea XY și stați așa voi în Instagram. De ce? Pentru că am așa sune. Am o gestiune și tu deodată, te duci în swipe, e diferit. De ce acest webinar nu se întâmplă în Instagram, dar se întâmplă pe Webinar Jam? Se întâmplă într-o platformă în care voi puteți să vă concentrați și stau 50-100 de persoane mult mai bine decât Instagram. Dacă voi mai erați Instagram, voi la o frază care nu v-a plăcut cum eu am rostit-o, deodată v-ați dus mai departe. Aici retention-ul de reținere e mai mare. De ce? Este o anumită atitudine. Vorbind despre asta, vreau să vă spun că partea de consumator, el o are, spre exemplu, ca scopul, Facebook-ul. Noi putem să introducem mult content educațional, putem să lucrăm mult mai strategic în sensul ăsta. Dar dacă noi să vorbim despre Instagram, noi vedem că Instagram-ul este un pic mai despre creativitate. Aici se poate pus mai multe emoții, nu că aici n-ar merge emoții. Dar vă spuneam, în Instagram un pic altceva o să meargă. Shop-ul merge crut în Instagram. Contentul vizual merge crut în Instagram. Expertiza tot merge destul de crut în Instagram. Dacă te uiți la un spot publicitar de 3 minute în Instagram, necruta, nu stai tu acolo. La fel, dacă vedem, spre exemplu, TikTok-ul. TikTok-ul, vă spuneam, sunt două strategii în TikTok. Ori voi lucrați ca parte de agrement, ori vă lucrați că parte de carne. Da? Adică, în exemplu, am scos câteva Instagram-uri care puteți să urmăriți, unde să vedeți că există vizualizări multe și este content doar educațional sau content doar creativ. Dacă voi veți intra în Instagram, voi trebuie să vă dați seama că în Instagram voi trebuie să mergeți minimum vreo 30 de zile cu același tip de content. Ca Instagram-ul, în TikTok, ca TikTok-ul să înțeleagă algoritmii voștri de lucru. Păi iată că noi ne decidem asta și noi în TikTok sau nu, ne întrebăm, dar noi avem posibilitate să intrăm în TikTok? Ok, statistic, atât normal cu dânsa, dar la nivel de comportament, e a nostru? Sau nu? Sau noi să fim ca cadrele cele, știți când vă rușine de oameni? E că te uiți la un video și vezi că faci ceva om acolo și ți-e rușine. Ție ți-e rușine pentru acțiunile care le faci el. Pentru că ori el... nu este organic
prezentat în această rețea socială. Începi să dansezi, spre exemplu, brand care va și nu trebuie să danseze. McGuinness stătie drept. Sau invers, stă drept brandul care trebuie să danseze. La fel există și în anaclasnice. Acolo engagementul e mort, dar vizualizările sunt bune. La fel în contacte, acolo, apropo, eu special am, la perioada când am căutat exemplele astea, câteva luni în urmă, tăman mergea partea cu campaniile electorale și am încercat să găsesc acești doi eroi politici în contacte. Și aici eu am un insight, apropo, pentru voi, mai ales dacă voi sunteți companii mari. Voi n-aveți dreptul să nu fiți în unele rețele sociale, pentru că voi ca brand mare, care are o audiență mare, voi trebuie să fiți prezenți pentru orice tip de audiență. Când vorbim de branduri mici, legeți-vă una, două poziționare. Dacă, spre exemplu, am încercat să găsesc pe Maia Sandu, n-am găsit-o în contact. Poate eu n-am găsit, dar eu am căutat și în rus și în română. Sunt câteva numai conturi nepoanate. La Igor Nicolaevici era... Foarte puțin la, din presă publică am găsit-o și tipișna e Moldova, unul din cele mai mari grupuri de noastre în contacte. Dar e și asta o rețea socială. Și el lucrează foarte bine pentru scopul care îl are ea. Și este o rețea socială regională, foarte mult Peter, foarte mult în Moscova, foarte mult Rusie acolo. Și dacă voi lucrați cu diaspora rusească, probabil va trebui să fiți și acolo. Și acolo e alt tip de content. E alt caracter. E altă domnișoară. Da? La fel, YouTube-ul. YouTube-ul poate fi ca playlist sau YouTube-ul poate fi ca content production. Iar că noi avem varianta că acum Talmazan School este prezentat în YouTube ca playlist. Noi acolo punem pe playlist-uri, Dumitru Talmazan în presă, invitații la webinare, ceva content gratuit, sunt playlist-uri. Avem inclusiv proiectul Digital Sensor, care noi am încercat să-l realizăm vreo 6 ani în urmă, în care noi făceam interviuri, încă când interviurile nu erau în Moldova, erau foarte puțini care făceau. Dar noi n-am putut, pentru că production-ul presupune vreo 200-300 de euro de fiecare video de cost. Și atunci tu când îmi spui, eu vreau să fiu prezent în YouTube, noi vrem YouTube, ea ca noi, ca business, trebuie să fim în YouTube. Întrebarea mea către tine este, tu ai bani de production? Tu ai bani să creezi săptămânal câte un video? Dar asta înseamnă idei, oameni, camera, asta înseamnă cheltuieli. Noi ne-a desinflat peste 2 luni. Noi n-am putut să ducem roata asta, să o împingem un an de zile. Pentru că ne costa foarte mult. Și YouTube are alte probleme. Moldovenii nu sunt logați pe Gmail, în mare parte. Și respectiv, ei nu poate să fac subscribe. Dar asta înseamnă că orice video nou a apărut n-a să aibă vizualizări organice. Va trebui iarăși generat content, trafic din Facebook, din Stories, din asta. Toți cei care au mai mult de 5, 10, 20, 50, 100 de mii de followeri pe YouTube, ei nu sunt moldoveni. O parte micuță, restul sunt români sau diaspora. Pentru că în Moldova, concret, Chișinău, mare parte, sau Moldova, nu au Gmail sau nu sunt logați cu Gmail-ul în browser. Ca atunci când el intră în YouTube, acolo să apară poza lui în colțul drept. Și respectiv, noi am înțeles că YouTube, tu, dacă vrei să intri, intri cum trebuie. Nu pur și simplu intri și acolo stă neponiat în și. Dar fă playlist-uri minimum, pentru că playlist-urile se indexează. La fel, Twitter-ul, care e valabil pentru ambasadori, pentru lucru cu proiectele internaționale, pentru personal branding, ca și cel LinkedIn, care inclusiv este pentru comunicare, playlist-uri la nivel de HR și comunicarea asta cu partea internațională. Prieteni, uitați-vă, noi suntem la această întrebare de scop. Spuneți-mi, vă rog, mult. Eu văd așa, s-a oprit la Adela cu bună seara, Adela, salut. E relevant ce zic eu? Dați-mi o notă de la 1 la 100. Cum vouă vă pare structura, logică și dacă sunteți de acord, dacă e bine ce vorbim noi? Pentru că dacă erați în sală, eu vă vedeam emoțiile, dar aici eu vreau să înțeleg. Relevant pentru voi ceea ce noi vorbim? Pentru că, începând la faptul că noi trebuie să înțelegem că există rețele sociale, după care aceste rețele sociale au o statistică, această statistică are un scop, acest scop este anumit, noi începem să mergem pe partea de a înțelege, ok, eu vreau un YouTube, cum eu știu un YouTube? Eu vreau un TikTok, cum eu știu un TikTok? Eu vreau un contact, îmi trebuie, nu e un contact, mă uit la statistică, acolo nu-i nimeni, mă uit la scopul rețele sociale, văd și noi pentru mine, pentru și eu și eu acolo, pentru ce noi scriem, pentru că noi vrem să fim peste tot. Super, dacă ți-ar spune o întrebare, fiți peste tot. Dar nu mergeți pe pur și simplu Ctrl-C, Ctrl-V pe toate rețelele sociale, pentru că, v-am spus, fiecare rețea socială, pe lângă scopul care îl are e ca misiunii, ea este încă și eficiența ei depinde.
Adică va depinde postarea din YouTube dacă ea să fie corectă. Va depinde pe partea asta dacă noi înțelegem că noi avem de procesat partea de conținut adaptat la fiecare rețea socială raportat la resursele pe care noi le deținem. Iacă aici e întrebarea sau problematica sau momentul care eu aș vrea voi să-l luați în vedere. Așa, văd, e foarte relevant, m-ai ajutat să gândesc mai bine lucrurile deja. Super, Timotei, mă bucur. Da, 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 100%, super, super, 100, da, super. Mă bucur foarte mult că suntem în relevanță. Noi, apropo, pe subiectele date discutăm inclusiv mai detaliat. Văd colegii mei, ziceam de... la final, pentru cei care o să le fie relevant, dar dacă cineva se grăbește și crede că cei ce eu vorbesc acum în formatul de stabilizarea conținutului pe online, e ca tu faci acțiuni și tu îți dai seama că tu, e ca acum în jumătate de oră ți-ai făcut așa un mini audit și ai înțeles că tu tare mult făceai în Dodi. Sau nu când doade, dar nici nu știi ei că așa merge procesul. Sau fix așa merge procesul și tu ești pe calea corectă. Dar dacă așa este în interior ceva, că nu știu încotro să o iau și parcă e că dacă aș trece pașii ăștia ar fi mai clar, inclusiv o parte din aceste tabele, eu mai, până la final ați vă arăt, încă mai mult mergem mai adâncul, încă mai complex instrumentariu, dar preliminar inclusiv puteți face click pe link-ul din pinuit în descriere, o să rog colegii mei și în comentariu să-l arunce, pentru că noi azi o să avem pentru voi o ofertă pentru cursul de digitalizare, la care l-a propus, noi l-am lăsat în webinar în urmă, vreo două săptămâni, trei în urmă, și avem deja peste 100 de participanți. Tare, fain, sperăm foarte mult peste 2-3 săptămâni când o să mai facem un webinar să arătăm case-urile lor, succesele lor pe care ele au. E un program extraordinar, o să spun la final pentru cei care o să dorească, însă până atunci dacă voi în principiu planificați să lucrați pe partea de digital și aceste strategii pe care eu vă propun rezonează cu voi, este un curs foarte accesibil, clicați, înregistrați-vă și colegii mei o să vă postească mai multe. Noi mergem mai departe și mergem la a cincea întrebare și aici îi dăm un pic mai complex. Deci dacă noi am înțeles că noi vrem să fim pe Facebook, Instagram și Adnăclasnic, dar nu suntem siguri sau nu știm cum să creăm o strategie acolo. Al cincelea pas este analiza concurenței. Eu vă sugerez voi să faceți analiza concurenței prin câteva, din câteva motive. Primul motiv este că această analiză trebuie și poate fi făcută prin prisma la trei direcții. Este analiza concurenței directe, naționale, analiza concurenței directe internaționale și analiza concurenței indirecte, naționale și internaționale. Căutăm concret în Moldova cine mai face cursuri, concret în Moldova sau în afara țării cine mai face cursuri pe Facebook, iar indirectă națională și internațională, cine mai face cursuri, nu de Facebook, dar de Google, spre exemplu. Pentru că oamenii, când vor să cumpere un curs de Facebook, spre exemplu, ei zic, băi, dă întâi să cumpăr de Facebook, pe urmă de Google, sau întâi de Google, pe urmă de Facebook, sau întâi de copyright, pe urmă de Facebook, adică alți colegii mei care nu neapărat să vândă Facebook, oricum sunt concurenți. De ce noi asta facem? Din motiva că există câteva categorii pe care voi trebuie să le auditați. Este canalul de comunicare, împachetarea, strategia și publicitatea. Voi puneți în listă companiile pe care voi le faceți auditul și voi vă uitați, acolo sunt niște tabele, o să vă le descriu mai jos, vă uitați cum alții lucrează, unde ei sunt prezenți. Vă imaginați dacă voi acum, și aici vreau deodată să spun un detaliu, am auzit nu odată, Dumitru, noi știm cine sunt concurenții noștri. Noi de 10 ani în piață lucrăm, noi știm cine sunt concurenții noștri. Respectiv, în sensul ăsta, nu am nevoie voi să știți cine sunt concurenții voștri. Eu nu vreau voi să credeți că ei ceva fac. Eu vreau să văd pe foaie. Deci eu vă propun să atrageți atenție la, 1, prezența, canalele de comunicare. Unde sunt prezenți acei concurenți? În Facebook, în Instagram, în Anaclassic sau în YouTube.
Cum ei sunt prezenți acolo? Împachetarea. Au logo, n-au logo, au cover, n-au cover și ei scriu în descriere. Ce fel de postere îi fac? Cât de des îi fac posterele? Fac ei publicitate sau nu fac ei publicitate? Și atunci eu vă asigur, dacă măcar minim 10 concurenți naționale, internaționale o să luați, voi să primiți, 1, realitatea pe cifre care voi aveți, 2, voi ați vă inspirați. Deci nimeni nu a anulat posibilitatea să fure idei, le mai numim noi inspirații. Și aici voi nu neapărat că trebuie să luați ideea, mai ales dacă asta este concurență indirectă, internațională, voi ați intrat și ați văzut că uite pe Călin a făcut un nene, a făcut un video în care a povestit despre trei clienți care el le-a deservit săptămâna asta. Spre exemplu, eu m-aș uita și spun, uite, pentru agenția mea ar fi o idee tare faină, ca noi săptămânal să povestim la clienți. Eu, teoretic, îl copii, eu urmărind concurența directă, indirectă, națională, internațională, eu, teoretic, îl copii, dar eu nu-l copii, eu mă inspir. Eu iau această idee, o trec prin mine și o adaptez la contextul cultural. Eu nu sunt adept că voi să luați Ctrl-C, Ctrl-V. Încă, Doamne ferește, să mai luați clienți la concurență, spuneți la voi în postare. Mulțumim clientului nostru, Incorporator Project in the House. De aceea, elementul de analiza concurenței, voi trebuie să luați, probabil unul dintre fundamentalele chestii care trebuie să fie neapărat făcute social media manager pentru companiile voastre, de către voi, dacă voi sunteți în rolul ăsta. Și indiferent cine o să lucreze la voi, el venind și văzând analiza, el va suplini această informație. Ea se face periodic, o dată în an, o dată în jumătate, când tună, dar minim ar fi tare fain să fie. Ca să mergem mai departe și noi să înțelegem că noi acum suntem nevoiți să decidem. Ok, ia că eu am făcut statistică, eu am înțeles și cu rețelele de socializare, eu am văzut că concurența mea sunt pe toate rețelele sociale, înseamnă că trebuie să știu și eu. Sau eu am văzut că ei la noi sunt pe YouTube, dar numai ca playlist. Poate noi să știm ca content și să îi batem pe acel canal de comunicare, să fim mai activi, mai proactivi. Eu am văzut că ei publică în Facebook publicitate. Știți, la transparența paginii se poate văzut dacă în Facebook sau Instagram se face reclamă la orice pagină care este. Și atunci eu zic, oho, 15 postări, în fiecare zi așa întrând, uitându-mă, mi-am realizat că practic 15 postări câte un dolar minim cred că au cheltuit. Ia câte 15 zile deam să acolo vreo 300 de dolari. Dar noi cheltuim 5 dolari, înseamnă că noi trebuie să mărim bugetul pentru concurentul nostru de bază bagă bani. Sau nu, ei nu sunt prezenți, vapt și publicitate. Și atunci când clientul sau concurentul vostru nu este prezent pe un anumit canal, spre în Badna Classic sau Twitter, sau nu are publicitate, sau nu face postări, două întrebări puneți-vă. Prima, el nu e prezent pentru că nu are resurse, pentru că nu știe cum? Sau doi, el nu e prezent pentru că el a încercat și nu se merită. Deseori mulți cred că numai una, gen, concurență nu sunt prezenți pe TikTok, hai și pe TikTok și în primii. La concurență de mult am mâncat pâinea și o zic că nu se merită. Voi trebuie să testați momentul ăsta și asta și business development-ul sau expertiza în zona asta. Dacă era simplu, făceau test. De aceea, rolul meu este să vă dau vectorul și poate să vă ajut cu anumite instrumentare. Respectiv, strategia. Noi trebuie să decidem pe ce canale și cum noi trebuie să fim prezenți. Strategia per canal, voi o să o faceți în baza concurenții, în baza statisticii și în baza la timp, oameni, bani. Deci uitați-vă, voi ajungeți la o etapă când voi spuneți, tac, eu acum trebuie să decid pe ce canale eu știu și cum eu o știu. Adică scopul la toată comărjania asta este ca noi să înțelegem unde noi să fim, cum noi să fim și să postăm, când să postăm, de unde să postăm, de ce să postăm și dacă vopși trebuie să postăm. Pe Adna Classic, pe Facebook, Instagram, pe YouTube, pe TikTok sau pe Twitter, unde noi trebuie să fim. Apoi ca să nu luați o decizie, îmi pare că noi trecem pe Adna Classic, că ne tare îmi place acolo. Nu. Noi luăm concurența, ne-am făcut acel audit, ne-am dat seama unde ei sunt, unde ei nu sunt. Ne-am făcut o părere. Doi, statistica, noi am analizat în bază și ză oameni sunt și ne-am dat seama cine e avatarul nostru. Trei, în timp, cel mai important, probabil, timp, oameni, bani. Haideți să le luăm pe rând. Respectiv, noi avem această statistică care noi am spus, noi analizăm, noi avem statistică despre care noi am făcut și ne-am dat seama că în Facebook să ieși, în Adna Classic să ieși, să ieși. Și noi avem acești timp, oameni, bani. Ca într-un final la noi se primească așa o strategie. Această strategie conține blocuri,
care țin de direcția detaliată de comunicare sau tipuri de postări pe Facebook sau formatul de postări pe Facebook sau cu ce frecvență, unde o să fim, pe feed, pe story sau pe live pe Facebook sau în Instagram, comunicarea patru-dimensională pe feed, pe stories, pe live sau pe IGTV. Vă spuneam recent că nu are sens să comunicăm pe partea de rețele sociale cu aceeași postare peste tot. Noi trebuie sau suntem nevoiți să comunicăm prin prisma canalelor de comunicare individual pe rețeaua socială. De ce? Noi ne dăm seama că Facebook are 3 posibilități de comunicare, iar Instagram are 4. Și dacă noi am decis și pe Facebook și Instagram, înseamnă că trebuie să răspundem la întrebarea cum noi acolo o să fim. De ce vă spuneam de timp oameni bani? Ia că ați făcut voi strategie. Ați făcut voi această analiză statistică, v-ați dat seama că la voi femeile de 35 de ani, v-ați dat seama că ele sunt mai prezente în TikTok și în Twitter, v-ați dat seama că concurența la fel este prezentă acolo, plus concurența mai este prezentă și pe YouTube. Și voi spuneți, hai și noi în YouTube, dar concurența e prezentă în YouTube nu ca playlist-uri, dar ca content, ei fac production, ei fac vlogging, plus încă ei folosesc influence marketing-ul prin Instagram și deseori fac live-uri în Facebook, concret vorbind, odată în săptămână fac live-uri în Facebook. Și voi vă dați seama că când spuneam de în bază la ce voi luați decizia, voi luați decizia la acest timp oameni bani. Ce înseamnă asta? Asta înseamnă cât timp voi aveți la dispoziție să atingeți scopul care voi îl vreți. Genul, noi vrem într-un an de zile să ne ridicăm. Da? De pe curpi pânci. Noi vrem în 3 ani de zile să devenim lideri pe piață. Noi vrem în 6 luni de zile să obținem 10.000 de followeri. Noi vrem lunar să obținem 1.000.000 de vizualizări. Da? În cât timp? Timp? Care e faza? Cât timp ai în dai mie ca expert sau tu ca afacere aștepți? A doua ingredient este timp, oameni, cine să facă asta? O să facă A, antreprenorul, sau S, specialistul, sau AS, sau SA, sau A, cine o să facă? O să fie freelancerul, o să fie angajat, o să fie outsource companie, o să fii tu care să faci? Cine să facă? Cât să-ți lucreze? Ești tu și copywriter, și designer, și production maker, și story maker, și targetolog, și analitic, și contabil, și grușic, și răzgrușic, și pagrușic? Ce ești tu? Pentru că imaginează ipoteza. Mie întotdeauna îmi place chestia asta. Mulți cred, da, Dumitru, noi n-am bani. Apoi că dacă n-ai bani, pentru că este treile ingrediente, bani, atunci trebuie să-ți dai seama că tu ai nevoie de mai mult timp. Dacă n-ai oameni, ai nevoie de mai mulți bani și mai mult timp. Dacă ai mult timp, probabil și mulți oameni. Probabil bani mai puțini să trebuiască. Dacă ai mulți bani, dar n-ai oameni, la fel mult timp să trebuiască. Adică nu poți tu să intri în piață, să spui, deci uitați-vă, eu sunt business începător. Am la suflet 1.000 de euro, am strâns ca ultimii 5 ani de zile câte o lecțică. Eu, pur și simplu, sunt din familie săracă, la noi nu a fost așa să avem noi cărnați în fiecare zi de sărbătoare. Respectiv, n-ai de unde lua de pe mine. Și eu n-am să dau la Facebook 2.000 de euro, că dacă aș avea eu 2.000 de euro, apoi eu mâinea și pe toată lumea. Respectiv, dar vreau să fac vânzări de vreo așa 5.000 de euro așa curat în iasă. Pe de altă parte, stau antreprenori care 10 ani în piață, care au investit în marketing, au investit în oameni, au stat la veghe, au stat la fundamentul industriei date și fac acești 5-10.000 de euro. Apoi și ei sunt proști, ei nu puteau tipa așa să vină, să duc la univers. Eu tipa n-am bani, n-am nici cunoștință, nu știu și asta, Facebook, nu, targetez așa, apăs buspost, 8.65, tătă Moldova, văpșe, tătă lumea, Europa, 5 dolari. Și obi psihanul 10 și primesc rezultat. Noi nu poate și așa, fiți de acord că poate eu un pic utriruiu, da, este în engleză așa cuvânt, dar nu poți să ai rezultat. Trebuie să te uiți o leacă la concurență, dar concurența și ea are cei mai buni experți, iar tu ești singur, probabil nu știi ce trebuie ingredientul să ai, și tare maladeț. Dar cu siguranță, dacă se mă iei pe mine, eu în copywriting îți linie. Linie în morgă. Eu înțeleg ce trebuie de făcut. Eu pot să-ți povestesc. Cam bancușeala, știți? Că a venit un specialist la afacere și îi arată, îi explică, îi face și
Șeful îmi spune, da, mai departe, spune, mai departe o să vină alt expert și o să facă. Eu am arătat numai cum, așa și eu în copywriting. Eu îți arăt, îți explic că ar trebui să fie întâi, să fie intrigă, descoperirea problemei, după care să fie desfășurătorul, să fie un close deal la urmă, tehnica AIDA și multele, eu pot. Dar în limba română, eu din păcate nu am fost tare atent la școală. Încerc să scriu fără greșeli, îmi reușește mai greu, încerc deloc să nu scriu ca să nu scriu cu greșeli. Respectiv, dar eu sunt bună strategie. În design eu tot nu mă pricep. Și că atunci când tu ești un om care vrea să facă o strategie de comunicare, care trebuie să facă și text, și design, și copywriting, și setarea, și analitica, nu cum poți fi așa că la mine stau șase oameni, care aparte este designer, aparte copywriter, aparte analitică, în agenții stau fiecare știe lucrul lui. Cum? E că și așa eu îți dun la cap că tu prost puteai așa să asculti un curs de $15 și în Canva să faci niște design și business-ul avea să meargă. Dar e că ești tăți așa de proști și șase oameni cum au luat la lucru. Pur și simplu sunt diferite nivele, sunt diferite abordări. De ce eu vreau să atrageți atenția foarte bine că ori voi dați KPI-ul mai jos, pentru că acești timp, oameni, bani sunt ingredientele în care voi trebuie să fiți realiști. Nu suntem noi, din păcate, gata, s-a terminat atâta balada aceea din anii 2000, când tăți spuneau, băi, punem 5 bucks-uri pe Facebook, mai vede tăt Chișinău. Gata, au trecut, uitați de dânsa. Deja suntem un milion de oameni, deja zilnic voi învățați și băgați câte $5-10, deja de la 3 s-au ridicat mai decât la 5-6 milioane bugetul pe an în rețelele de socializare în Moldova. Respectiv, noi suntem mulți. Nu e așa de ușor deja să atingi rezultatul. Deci eu aș vrea foarte mult ca azi voi să luați acasă un gând. Optimizați acțiunile voastre. Nu faceți postări în Dodi, pentru că ele n-ajută cu nică. Nu economiseți banul crezând că de ce e prost cheltuiul lui Facebook. Faceți în așa fel încât cheltuielile în producerea contentului, promovarea contentului, resursele umane, să fie investiție. Este așa terminologie. Faceți cunoștință în online. ROAS, R-O-A-S, ROMI sau ROI, Return of Ad Spend, întoarcerea investiției pe suma cheltuită pe publicitate, ROMI, Return of Marketing Investment, întoarcerea investiției pe tot marketingul făcut și bugetul și oamenii, și ROI, Return of Investment, întoarcerea investiției pe business în general, pe tot cheltuielile. Apoi că când facem reclamă trebuie să fie ROAS. Și dacă ROAS-ul minim e 100%, adică ai băgat 100 de bucks-uri și acești $100 ți-au dus ție încă $100, dea-mă ghinii. În un liniș nu poți calculezi la campanie, trebuie să calculezi în perioadă de lună sau în perioadă de trimestru sau în perioadă de an. Anul ăsta am cheltuit 20.000 de euro, lead-urile generate ne-au adus 30.000 de euro. Dea-mă ghine, pentru că pe lângă faptul că tu ți-ai scos banii, încă și te-au văzut oameni care ascund pe poi mâine, care nu azi o să iei decizia. Respectiv, eu vreau să comunicați conștient în formatul ăsta. Deci această statistică, strategie, inclusiv apropo cei care au clicat sus în link sau vor dori să meargă mai departe în instruire, aceste tabele noi inclusiv le dăm ca model, dar vor puteți să vă faceți screen și să mergeți mai departe. Moodboard-ul, întrebarea 7, după ce noi ne-am apreciat pe partea de comunicare la nivel de unde noi să fim, în baza statisticii, în baza research-ului, în baza timp, oameni, bani, noi am înțeles că și în Facebook, Instagram, în Classic. Știm scopul acestei rețele sociale, am înțeles că pentru noi Instagram este pentru backstage sau pentru catalog, Facebook este pentru comunicare oficială, YouTube este pentru playlist și mai este acolo. TikTok este pentru awareness. Și am creat un plan de comunicare. Cum noi acolo știm? Imaginați-vă că voi sunteți specialist, prestați serviciu la companie sau voi că companie ar fi fain să primiți acest mood board în care clientul primește sau voi oferiți clientului un soi de concept cum voi vreți să dezvoltați comunicarea în cadrul acestei rețele sociale. Și acest mood board este, eu zic la fiecare instrument, unul din cele mai favorite ale mele instrumente. De el real e crutoi. El era fain, el rezolvă câteva probleme foarte faine. Prima, această inspirație care v-ați văzut la concurență, în Pinterest, în Google, în YouTube, tot unde ați putut să trageți cu ochiul, el clarifică un pic regula, stilistica voastră de comunicare și, cel mai important pentru antreprenori, el dă o claritate în executarea sarcinilor. El arată de obicei în formatul ăsta,
Spre exemplu, ăsta este un mood board vizionar și mood board-ul strategic. Mood board-ul vizionar este despre faptul că, spre exemplu, compania OrthoLife, noi am spus că, uitați-vă, noi ne propunem să discutăm despre OrthoLife și aici o să vorbim cine suntem noi și tipurile de posteri, după care noi să vorbim ce lucruri oferă OrthoLife, cine e directorul, cine, din ce produs e făcut, cum este o companie de protezare, respectiv noi înțelegem că noi avem mai multe categorii prin care noi vrem să descoperim această companie. Așa că moodboard-ul este așa un soi de PPTX PowerPoint care creează vreo 5-10 categorii prin prisma care vreți să descoperiți acest brand. Sunt poze de referință din online care dau inspirație și omul, clientul va înțelege. Aha, ia ca și cum voi vreți să faci. Că să rog colegii să-mi arăt eu dat slide-ul. Respectiv, uitați-vă, noi avem aici ce produse. Voi vedeți, voi puteți o leacă să vă imaginați deja cam cum arată posterele. E ca jos în colțul drept, acolo este o inspirație cam cum vedem noi ca și posterele cu un design. Vrem ca și o poză cum merge un om. Vrem o parte proteză. Vrem director cu proteză. Asta o parte din poză sunt a clientului, o parte sunt inspiraționale. Vrem să tăiem proteza în două, așa e că să găsim un infografic și să arătăm din ce-i compusă ea. Cu cine lucrează OrthoLife, care este scopul OrthoLife, de ce să alegi OrthoLife, echipa OrthoLife, locația. Și asta este numai la întrebarea cine suntem noi. Dar mai sunt și alte întrebări care noi în zona asta ne-am propus să descoperim. De ce moodboard-ul? Eu recomand voi să solicitați unii specialiști, îl realizează contra cost, aparte. Își merită banii. Dacă ați ales specialistul corect, își merită banii, puteți să vindeți dacă sunteți specialist sau să cumpărați dacă sunteți antreprenor, ori să vă faceți dacă aveți timp și vreți un pic să nu comunicați haotic. Dar faceți o leacă de audit în general și spuneți că noi să vorbim, noi următoarele 3 luni de zile, cum un board poate fi făcut pe 3 luni, pe 6 luni, pe un an de zile, el nu se face în fiecare lună. Asta e o direcție. Noi vrem să comunicăm prin prisma la 10 categorii. Eu vreau ca Thomazan School să comunice despre istoriile clienților noștri, eu vreau să vorbească despre Dumitru Thomazan, eu vreau să vorbească despre domeniile de activitate, domeniul nostru de social media, eu vreau să vorbim despre niște noutăți sau niște oferte sau niște detalii așa mai engagement pentru clienți. Eu vreau să vorbim despre echipa noastră, vreau să vorbim despre unde noi tindem. Așa că gândurile astea își au vizualizare lor. Respectiv, moodboard-ul poate să ajute ca clientul să uite și spune, băi, nu-mi place că ați spus acolo că o să vorbim despre director. La noi director nu prea vrea să vorbească, hai mai gine să vorbim despre angajați. Sau hai să nu vorbim despre angajați, pentru că angajații nu contează și la noi lucrează, hai să vorbim despre clienți. Sau clienții noștri nu prea sunt ăștia care să ne lese nouă contactele, nici domeniul nostru nu e așa, pentru că noi suntem companie de secrie și cumva să vorbim despre clienți, tăi tot noi gine. De ce? Hai noi să vorbim despre produs. Și o să povestim despre produsul nostru. Și atunci voi înțelegeți cum în ce direcție la voi merge comunicarea asta. La fel, după asta poate fi moodboard-ul strategic, iar el, la rândul său, este moodboard-ul care deja are postarea finală, moodboard-ul strategic, în care voi, conceptul a fost aprobat de către director sau de către conducere sau de către voi și voi mai departe realizați concret și text acolo să fie și concret ce o să fie. Ca pas următor la noi este pasul de strategie de content, pentru că acest content trebuie să fie stabilizat. Și el de obicei stabilizează pe un plan de content. Adică noi tot moodboard-ul ăsta strategic sau final îl punem pe grilă. Cu alte cuvinte, voi ați spus așa, eu vreau despre director să vorbesc și pui pe 6, despre produs pe 13, despre un live pe 3 lucruri pe care trebuie să le știi despre OrthoLife pe 22, și tu pui planificarea. Tu ai redistribuit pe o lună de zile și e ca acest tip de strategie, redistribuire. Dacă tu ești director și un specialist îți arată așa comunicare, tu înțelegi cam care să fie frecvența, densitatea, cât de des la noi să apară postările, și să apară. Când poate spui, blin, uite, pe 10 nu-i bine să postăm poza în care arată profesiile noastre, pentru că pe 10 la noi de-a mâine a doua zi după ziua profesorului, de-aia ca pe 9
Arșighenii noi postăm tot asta. Și tu muți, tu te joci în zona asta în care tu faci redistribuirea ca să te asiguri că în acest canal pe care tu în baza strategiei ți-ai propus că Facebook-ul să fie de bază, tu comunici strategic. Mai departe, Instagram-ul, la fel, comunici strategic. YouTube-ul, la fel, comunici strategic. Unele pot fi, nu neapărat comunicare lunară. Spre exemplu, la noi, deseori, IGTV-ul ăsta este playlist ca și YouTube. Dublare. Stories-urile din Instagram se duc în Facebook, dar postările sunt aparte. În Facebook poate fi o dată săptămână, în Instagram o dată săptămână, dar în zile diferite. YouTube-ul e playlist. Respectiv, eu fac redistribuire ca să înțeleg efortul și ca să înțeleg că utilizatorii mei să primească un conținut maximal relevant. Întrebarea nouă pe care noi o punem, asta este ipoteza foarte importantă de raportare și de planificare, asta este prima perioadă, minim recomand să vă scoateți prin aplicații sau e câte varianta care noi o propunem mai budget, să vă scoateți link-urile la postările realizate și să introduceți câte like-uri, câte impact, câte share-uri, să vedeți dinamica. De ce? Nu des, dar câteodată. Noi găsim așa chestie că efortul pe care voi îl depuneți pentru postări este mizer. Adică voi postați de două ori pe zi sau postați o dată în zi, voi aveți 20 de postări pe lună și impactul vostru este de 16.000. Voi o luni de zile, ați pierdut câte 2-3 ceasuri pentru postările astea și impactul vostru e de 20.000? Un dolar se poate arăta la 1.000 de oameni. Voi 20 de zile, câte 2 ore, voi 40 de ore ați cheltuit ca să economisiți 10 dolari, vă imagine faceți o postare și faceți boost post cu 10 dolari și aveți fie același rezultat. Mai mult ca atât, aveau să-l vadă oamenii strategici, pentru așa, când voi postați și vă văd tot așa și oameni, care e sensul, mai ales la fotografi, e că voi să dați like la pagina Talmazan School, ați trece spate voi vreun curs de-al nostru. Și după asta voi vedeți numai teoretic, ați putea să vedeți numai postări despre vinul la curs, vinul la curs, 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 tu stai leacă, de m-am fost, ce vrei la mine? De m-am avut nuntă, unde de-am să mă mai duc? Ai nuntă în 2022? Ei, am, în 88, a fost. Dar ți-am dat like și așa că ne-a apărut. Și atunci când omul nu reacționează la postările voastre, el nici nu le mai vede. Algoritmi așa sunt. Aici nu sunteți voi divini, aici e divin să mă mișcu. Că el creează conținut pentru audiență și pentru audiența asta nu este relevant. Și Facebook spune, ok, dacă nu e relevant, noi să mai arătăm la 2 postările cu fotograful. Ați observat că voi vedeți contentul periodic, dependență de atmosfera sufletului vostru. Vreți la mare? Ați trecut la 3, 4, 5 pagini, ați început să vedeți content despre plajă, tapși, caiac, maiac, hop, vine iarna, muș, cămin, șubă, contentul se adaptează după ce cauți tu. Asta e normal, asta e corect. Pentru că tu ai dat la 200 de pagini like și dacă tăi mâini ori posta, lenta ta ar buhni. Și dacă tu ai avut niște fitișuri un an în urmă, probabil am aia gata de mânuții, mai a caiaching sau carne de el murată. Deja gata, ești vegetarian. Respectiv, pur și simplu nu reacționa la postările cu carne și în două luni de zile, 10 zile la tine, Facebook-ul a schimbi total radical. Apropo, aici mereu recomand, dacă n-ați văzut, sper mult să-mi amintesc cum se numește. Deci voi vă scoateți tătie ca like-urile, comentariile, dar dacă vreți să înțelegeți cum lucrează algoritmii, este filmul, se cheamă Social Dilemma. El este deja și în YouTube, puteți să vedeți Netflix, dacă voi aveți Netflix. Social Dilemma povestește despre algoritmii rețelelor de socializare, acolo este un film documentar artistic, așa aș spune eu, în care voi puteți să vedeți creatorii de buton like, creatorii de YouTube aplicații, creatorii reali care au ieșit din sistemă, povestesc cum tot sistemul asta pe noi ne... Și dacă vreți să luați-vă popcorn ceva mai tare, pentru că filmul e de slabă nervă, nu, el e interesant, e documentar, nu e vulgar, dar e foarte interesant. Deci, dacă vreți să înțelegeți cum lucrează Facebook-ul, e un început bun să începeți calea în social media. Cine a văzut filmul? Dați-ne un plus sau minus dacă n-ați văzut. Social Dilemma. A apărut anul trecut. Anul ăsta a apărut. Mai ating. Da. Anul ăsta, 2021. Cine a văzut filmul Social Dilemma? Respectiv, voi faceți aceste postări, voi le raportați la un plan de content
Și acest planul voi puteți face contentul comercial, de branding, informativ, puteți să faceți screen la acest slide, oricei care o clicați, o înregistrați și o să fiți cu noi în program, voi să primiți și aceste fișiere. Mai mulți nu au văzut. Nu am văzut, dar o să-l caut. Dar, tare, căutați, tare, 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 fain, Social Dilemma, e fain. Respectiv, noi îți spunem, ok, noi am înțeles pe ce rețele sociale noi să fim. Noi am înțeles cum noi să fim acolo. Noi am înțeles de ce noi să fim. E că dacă să concluzionăm toată comunicarea noastră, și vă rog foarte mult să vă conectați acum, e că avem comunitatea asta care mă privește acum. Eu vreau să vizionar, să închideți ochii și să auziți calea pe care eu am încercat să vă ducați și unde voi trebuie să ajungeți dacă vreți să comunicați. E că este lumea marketingului. Această lume a marketingului e compusă din online și offline. Nu toți au bani pentru offline, deci o bună parte vor merge mai mult pe online. În online, la fel, sunt foarte multe. Google, Facebook, social media, chatbot, email marketing, SMS marketing, presa, influence marketing. Sunt mai multe canale. Nu toți au bani, timp, înțelegere, cum să lucreze acolo. Deci foarte mult se duc în social media. Social media este un hub de oportunități. În interiorul social media este cea floricică cu multe, multe, multe canale. Și dacă este antreprenorul, specialistul, care vrea să devină expert în domeniul ăsta sau care vrea să lucreze în domeniul ăsta și spune, dar unde eu să mă duc? Unde eu să mă duc acolo unde este rezultatul pentru businessul meu? Pentru că eu am puțin timp și am puțin bani, dar vreau rezultat mâine. Așa e de obicei. Respectiv, noi înțelegem, ok, hai să ne clarificăm unde tu să te duci. Uite, primul pas, ia și analizează statistica pe rețele sociale. Uite-te și oamenii acolo trăiesc. Uite-te ce fel de comportament, tipologie există în interiorul acestei rețele sociale. După care, uite ce fel de scop are această rețea socială. E ca ce detalii această rețea socială pune în prim plan. Cum se comportă Instagram-ul? Cum se comportă el ca utilizare? Pentru că voi când stați în rând la magazin, voi nu stați în Twitter. Voi stați în Stories. Voi nici nu în feed stați. Stați în Stories sau în TikTok. Sau în presă cineva citește. Da? Comportamental. Cum spuneam, un live serios. Voi uitați și în YouTube. Și în Facebook, dar nu în TikTok live. În live, în TikTok, așa e despre ha-ha-hi, nepaniatnă și. Momentan, așa este rețeaua socială. Noi înțelegând comportamentul fiecare rețele sociale, noi spunem, ok, există partea de comportament, există partea de statistică, ia să văd ce faci concurența mea directă sau indirectă, națională sau internațională. M-am uitat, am înțeles că, aha, ăștia care au bani, ei deja au cheltuit bani pe consultanți, pe Amazon, eu au făcut deja analiză, audite, concepte, ei deja jumătate din lucru făcut. Voi pur și simplu trebuie să vă uitați mai atent la dânșă, să-i urmăriți o perioadă și să vă dați seama și direcție merg. Respectiv, având ingredientele de statistică, scop și audit, noi spunem, ok, noi să fim pe Facebook, Instagram, YouTube și asta. Cum să fim? Cu ce frecvență? Ok, ca să facem această frecvență este planul de postări care noi îl redistribuim, facem mood board-ul, raportăm la content media planul și îl raportăm la avatarul nostru, persona buyer sau avatarul clientului nostru. Astfel noi înțelegem când noi postăm, ce noi postăm, pentru ce noi postăm, de ce noi postăm. Și aceste 10 puncte vă asigură practic o prezență destul de calitativă în social media. Și ziceam să vă dau un 10 plus, un bonus, un punct important este că tot contentul ăsta, deci toată strategia asta de content care am spus-o prin prisma acestor pași, nu are sens dacă acest moment nu se împarte în acele două tipuri de strategii despre care noi vorbim. Deci strategia de PR, strategie de campanie. Acea de PR presupune această analiză, canale, statistică, content, mood board, plan, iar strategia per canal sau strategie de campanie presupune branding sau lead generare, care poate fi făcut prin boost post sau campanie complex. Pentru o parte poate fi ca a doua parte, colțul drept a ecranului, ceva, niște blasteme interesante. Dar totuși e nevoie să înțelegeți dacă vreți vânzări din Facebook. Boost post este cel buton care voi îl clicați albastru, care se face pentru trezirea audienței sau vizibilitate, iar campaniile sunt acel ads manager sau business manager care conține cont de publicitate în interiorul căruia sunt instrumente, cum ar fi lead generare, vizibilitate, considerare, conversie și multe, multe alte chestii care duc la eficiență. Colegi, vreau să îmi spuneți dacă
Voi sunteți de acord că tot ce noi am discutat până acum n-ar strica ca prestatorii să presteze la companie, sau voi ca prestatori să prestați la companie, sau voi ca business să aveți în contextul de comunicare? Spuneți-mi da sau nu. Sunteți de acord că activele astea sunt necesare? Sau mai mult nu decât da? Care este atmosfera la moment în formatul nostru? Haideți, dați-mi un feedback cei care sunt aici cu noi. Sunteți de acord că o parte din activele care noi discutăm, ordinea, frecvența, densitatea acestui, foarte necesare, da, da, cu siguranță că da. Ok, ok, ok. Cei care au răspuns sau cei care nu au răspuns la întrebarea asta vă provoc la următoarea întrebare. Ia spuneți-mi câte din acestea, aproximații, spuneți-mi 50%, 30%, nu contează care. E că voi ați ascultat câte zero, voi vopșe n-ați trecut niciodată pașii ăștia. Sau voi ați trecut și aveți 90%, 100%, 30%. Care este procentajul care voi deja îl aveți implementat în afacerea voastră sau implementați pentru clienții voștri? Pentru că voi azi aici, așa, sunt de acord, până acum m-am ocupat de creșterea unui mic business, cu siguranță avea să crească dacă erau practice o parte din activi, măcar 20-30. Ok, ok, Alexandra, au rămas doar să implementezi, Alexandra, indiferent de decizia care o să o luați până la final, ceea ce noi am discutat deja este de ajuns pentru foarte mulți să înceapă să lucreze, 30, 50, 5, 0, 25, ați început, sunteți la început, 60, 70, ok, super, 10, 0. Pe mine m-a ajutat doar publicitatea, altceva nu știu să fac. Ok, trebuie și contentul. Explic pentru cei care fac doar reclame, dar nu fac PR. Eu nu precred în partea de postări. Eu nu sunt adeptul content marketingului, dar eu sunt adeptul comunicării. Eu iau comunicarea sau partea de PR asta cu postări, cu statistică, cu analitică, cu toată zona asta, foarte un activ de ajutor pentru campanii. Tot ce eu am spus este valabil și ca activ de audiență, de platforme și pentru campaniile de publicitate. Al doilea moment este că oamenii care văd publicitatea deseori pleacă în pagină. Și dacă în pagină postarea e din 2016 sau postările așa sunt faine, dar în pagină acolo e un trash, atunci noi nu ne pupăm la nivel de poziționare corect. Al treilea, sunt o parte din vizitatori care ne urmăresc și vin periodic la noi în pagină organic de sensitor. De aceea eu recomand să trageți atenția, fii și cu o frecvență micuță, o postare pe săptămână, una la două săptămâni, dar fiți și în content. Nu lăsați content marketing, pentru că content marketing-ul e un soi de comunicare tete-a-tete pe care voi puteți să o aveți și atunci când voi dormiți și oamenii din altă țară, din alt fus orar sau de la voi, nu li somn, ci ia să caut eu niște buchețele pentru nireasă, paginile voastre de Facebook, Instagram și altorile țări servesc acel ambasador care când voi dormiți, ei lucrează pentru voi. Dacă voi ați început să lucrați, nu v-a ajuns forță, dacă n-ați început, n-ați știut, ați ajuns aici la webinar și aveți în cap o idee că ar trebui ceva de făcut, dacă voi sunteți în zona în care afacerea voastră e ca, suntem în început de sezon, de toamnă, am vrut să înceapă publicitatea, am vrut să înceapă toate companiile, dacă voi sunteți un specialist care vrea mai multe detalii, noi pentru voi avem un program care este o ghidare pas cu pas, este cursul expres. Eu, știți, eu sunt foarte proud, să zice în engleză, mândru, bucuros să vă fac share la această oportunitate. Voi puteți să clicați mai sus, puteți să clicați pe butonul care este. Azi voi aveți o ofertă, pentru că standard la noi cursul costă 99 de euro în versiunea online, 249 offline și 1999 versiunea individuală. Ce primiți voi de acești bani? Voi primiți o ocazie să treceți peste 50 de videouri preînregistrate de mine,
trecute prin experiență. O parte din informație punctată azi v-am dat-o, dar sunt detalizări mai adânc cu tabele, cu fișiere, cu teme pentru acasă, cu un chat comun, în care voi să treceți această digitalizare a afacerii mult mai deep, mai detaliat și să faceți toate momentele astea. Și analiza, și strategia, și planul, și redistribuirea, și contentul, și rapoartele, și mood board-urile, toate momentele astea sunt active. Voi puteți clicați pe buton sau puteți clicați în linkul din comentariu sau în linkul pinuit. Noi pentru voi avem o ofertă pentru toți cei care sunt în online. Voi, dacă ați urmărit pe mine, ați văzut că eu deseori mă țin foarte strict de această zonă. Deci dacă am zis că până pe 16 și pe urmă crește, a să crească. Am avut prețuri excepționale la primul webinar de pre-sale, acum ele nu sunt, dar avem altele. Pentru toți cei prezenți aici, 49 de euro, versiunea online, învățați când vreți, de unde vreți, cu cine vreți, este managerul care oricând o să vă răspundă. Există periodic întâlnirile de grup care sunt disponibile pentru toți participanții. În versiunea offline noi ne vedem, pentru cei care se înregistrează, o să vă spunem data, dar data este pentru cei care azi, uitați-vă, noi azi e marți, joi și vineri. Deci avem câteva locuri. Pentru că nu pot lua mai mult de 10-15 persoane și mai tine că sunt câteva locuri, mai tine că vreo 19. Nu, într-adevăr, sunt foarte puține locuri pentru că sala la noi e micuță și noi am făcut un test, ne-au rugat câteva persoane care sunt în, de mult ne urmăresc să facem și versiune offline, deci noi am lansat-o data trecută. Aveți posibilitate joi și vineri, două zile, la pachetul de 129 de euro, să treceți cursul de digitalizare. Voi primiți și versiunea online, care este de 49, dar veniți și două zile, de la ora 10 până la ora 4, în care cu mine lucrăm, facem o parte din temă pentru acasă în clasă, discutăm, analizăm, iar discutăm, iar și analizăm. Pachetul individual este pentru companii. Dacă sunteți participant a unei companii în care sunteți vreo 10-20 de oameni, nu e rentabil pentru voi să luați offline-ul comun. Poate ne chemați și noi venim, vă facem o instruire individuală. Sau voi sunteți o persoană care e gata să plătească, dar cu dânsul lucrează tet-a-tet pentru business-ul lui. Atunci este pachetul individual. În general, 90% din toți cei care au cumpărat peste 115, dacă luăm și offline-ul, sunt în versiunea online și vreo 10 deja sunt în versiunea offline. Este oportunitatea să vă digitalizați afacerea foarte repede și foarte ghidat pas cu pas. Sunt câteva chestii care voi trebuie să le știți. Este platforma care voi primiți acces. În această platformă sunt două capitole, 10 module, 55 de lecții online, screencast-uri, există materiale, PDF-uri, checklist-uri, excele, ghid, strategii, toate momentele astea sunt materiale, minim pentru materialele astea se poate de luat acest program, teme pentru acasă unde managerul vă ajută să treceți această cale mai ușor, mentoratul de grup în care eu vă ajut să treceți. Sunt o parte din absolvenții noștri care au trecut programele noastre, instruirile noastre și voi puteți să vedeți și în YouTube, puteți să vedeți și pe Facebook zonele de feedback și cine suntem noi și de ce noi suntem aici. Eu o să am acuși o sesiune de întrebări-răspunsuri pentru voi despre program sau despre problemele care voi vă confruntați. Până atunci vreau să vă spun că pe link-ul din PIN sau descriere, sau butonul care îl aveți. Voi puteți să vă înregistrați azi la ofertă în loc de 99, 49, în loc de 299, mai tine acolo 129, o nouă versiune offline care începe joi și vineri, două zile. Versiunea online, oricând vreți, după achitare, primiți acces și voi ne meriți într-un grup în care vă ghidează curatorul, în care periodic sunt inserții și la mine. Absolut fenomenal programul ăsta, pentru că el este pe videouri scurte, acolo în jur de 60 de videouri sunt. Și eu le-am pus pe tematici. Pas cu pas, cum eu cred că trebuie să-și digitalizeze o afacere, prezența și cum ea poate să primească return of investment. Dacă voi sunteți antreprenor, noi nici nu punem întrebarea de bani, pentru că eu sper că voi sunteți conștienți că 49 de euro asta nu este ceva care minimum pe oră excelurile care sunt făcute o să vă scoată investiția. Dacă voi treceți programul și voi spuneți, Dumitru, eu tot asta am trecut, nu m-a ajutat, eu vă garantez că vă întoarcem bani.
100%. Se înregistrează acest webinar, respectiv, oricând, dacă ați făcut tot, mi-a arătat, ați făcut toate temele pentru acasă, ați spus Dumitru, dar n-am avut eu rezultat. Nu am avut mai multe vânzări, nu am petrecut mai mult timp, nu a devenit contul meu mai calitativ, nu am înțeles cum eu să-mi fac o prezență mai corectă, nu au fost utile lecțiile, tata asta e copie de la alt om, ia câte de unde, tu nu ai o experiență în baza căreia eu să-ți plătesc pentru experiența ta și să cunosc ceva din zona asta, de aceea dai bani înapoi, vă dau bani înapoi, pentru că dar asta nu se întâmplă, de ce noi putem să garantăm că voi azi, dacă începeți, în foarte scurt timp voi obțineți un rezultat și veți dedica mai puțin timp. Noi avem odată o chestie în care o bifă, un sfat, un gând, o economisește sute de euro. Dar dacă voi imaginați cei care ați făcut vreodată buspost, 99% că l-ați făcut incorrect și dacă să luăm acești 10-20 de dolari pe lună, asta sunt vreo 200-300 de euro pe lună, pe an. Precis care, cum spune, slili. Ele sunt cheltuite în doade. Ele nu au ajuns unde trebuie. Ele nici nu pot spune că da, dar măcar ne-au văzut. Cine ne-au văzut? În Sărăta Galbenă? În Leova? În Cismingeni? În Transnistria? În România? Unde ne-au văzut? Cum nu odată am avut, dar ce mai așa straniu caz a fost când un băiat promova 1865 tătă Moldova măcelăria de lângă Green Hills. Cum? De la Botanica. Green Hills. Cine se vină? De la Frumușica? Nu, adică e despre asta. Și asta nu e tipa, ai și ce minte avea el. Nu, asta este realitate. Nimeni nu e vinovat că nu te-ai născut cu ADN-ul băgat în hrebet despre publicitate. Dar nimeni nu te-a oprit să iei o decizie, să înveți singur într-un YouTube, dai bătaie, sau să te duci la instruire, la noi, la alții, dar du-te, nu cheltui timpul, nu fă postări în dode care nu trebuie la nimeni, nu fă busposturi care nu aduc rezultate, nu fă comunicare care nu ajută oamenii să înțeleagă business-ul tău. Ori 49 de euro pe buton și cu drag ne vedem la curs. Mă interesează cursul online, eu om simplu, o să înțeleg ce să fac. Da, eu om simplu, o să-ți explic ție, om simplu, Natalia, ce să faci. Vreau să întreb din cei care acum au rămas, care ar vrea să procure? E ca cine din voi se află la o situație că, băi, n-ar trebui, puteți să puneți un plus. Vreau să înțeleg, voi priviți pentru că la voi nu se închide browserul sau voi încă stați la dubii sau care este, cine ar vrea? Puneți un plus. Cine ar vrea să beneficieze, că el crede că, băi, s-ar merita. Vreau și eu curs online, dar azi nu am bani pe card, mâine o să-l găsesc. Plus, 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 plus. Cei care vor, dar nu sunt bani azi pe card, clicați pe link, completați formularul, când vă sună managerul, spuneți, Dumitru a spus că poate să îmbronați loc, eu ia cam ușă în 10 minute pun pe card și până de seară vă transmit bani. Orice formă, transfer bancar, transfer P2P, Bitcoin, și vreți, criptovalută, fondovă rândă, birjă, bursă, cu producții, cine are grâu, aduceți, respectiv, cine are asta, a, lot, la vadlu vodă, cine are pământ la vadlu vodă, luăm și cu pământ luăm. Dulceați pentru narghilea. Și valută, că să vă conving, Dogecoin, da? Da, nu, eu cred că trebuie pe asta, cum zice, fondovă rânăc, bursa de valori, acolo. Respectiv, văd câteva plusuri. Dacă voi ați spus plus, dar nu vă decideți, care e motivul de ce voi încă n-ați cumpărat? E că care e motivul? Nu e că care e motivul în cap, stă, care vă oprește acum? Care e? Putem plăti cu PayPal? Da, Maria, se face cu PayPal. Cei care au pus plus, care e motivul că voi nu ați cumpărat încă? Sau nu credeți că se merită? Sau nu... Care e? Că vreau să înțeleg. Dați-mi un feedback. E că, mulțumiți-mi prin contentul care am dat, care cu siguranță pentru voi este util, pentru o mare parte care azi ascultă. Deja e un plus dacă veți face tot ce v-am rugat. Răsplătiți-mă măcar cu un feedback la nivelul de de ce? De ce încă nu ați cumpărat? Putem plăti.
Cumpărat acum. Aleona, super. Nu am bani pe card. Ludmila, completează formularul și pui bani pe card și rezolvăm. Dacă vrei în versiune offline, vii pe loc, șachiți. Dacă vrei în versiune online, pui bani pe card și pe urmă revenim. Până acum, lipsă bani, dar și ne-am rezumit pentru altcineva. Dar dar, motiv financiar, eu nu cred că motiv financiar, e ca cine vrea, vă dau în două tranșe. Nu, eu nu știu ca și să vă mai fac. Nu, chiar, eu înțeleg că noi nu suntem tare bogați. Dar dacă voi vreți să faceți business, am dubii că vă reușiți să înțeleg toate ce programe. Maria, dacă ai dubii, deci asculți programul și eu te asigur că tăta și gine. Dacă tu asculți programul și spui, Dumitru, și asta e complicat, e că am ascultat tăt. Dacă ai posibilitatea, vină la offline. Și spui, asta e complicat, eu n-am înțeles nică, dar eu mă uit în lecție, eu văd cât v-ați uitat la video, ați făcut tema pentru acasă. Adică, nu, dacă voi n-ați să știți să faceți acest curs, voi n-aveți ce căuta în social media. E ca eu aș pune așa obiectivul. Treceți acest curs, dacă vreți să știți, să merite voi să pătați numele SMM-șilor sau nu. Nu, pentru că el, dacă nu știe nici asta, chiar asta ar și greu de tot. Nu am știut cum se mănâncă această mâncare. De când te urmăresc pe tine, am început să înțeleg careva nuanțe și văd că interesul meu se mărește. Nu am găsit o persoană care să motiveze ca tine. Cristina, cu drag, eu mă bucur că pot avea impact și de asta sunt aici, pentru ca să reușiți, pentru că mie îmi place când eu pot fi util. Dar dacă încă fac și un ban, deci eu spus pălăria. Plata a fost decline, când am încercat, trebuie să contactez banca ca să primesc transferul. Lidia, rezolvăm, mă gândesc dacă mă va ajuta. Precis, o să te ajute. Deci dacă sunt printre cei care nu au siguranță că programul ăsta o să-l înțeleagă sau el lor li trebuie sau ei să reușească, eu vreau să vă spun că versiunea de online, de 49, 1, voi învățați când vreți. 2, voi aveți posibilitate să puneți întrebări în chat. 3, este Instagramul meu unde voi cu siguranță puteți să mă întrebați unele detalii. 4, e pe limbaj simplu. Webinarul ăsta a fost complicat? Deci eu nu cred că, dar iarăși, dacă voi sunteți aici, voi ce vreți? Sunteți antreprenori care trebuie să veriți și pe cineva? Sau sunteți expertul? Dacă voi sunteți antreprenori, voi sunteți must-have să treceți odată cursul ăsta, pe urmă încă o dată, pe urmă la altcineva, pe urmă la altcineva, pentru că așa se face upgrade-ul la alt nivel. Nu poți tu spui, da, dar eu nu știu ce este pixel. Învață și este pixel. Nu să înțelegi de dată, pe urmă să înțelegi, în a doua, a treia, a patra oară. Dar trebuie să începi de la ceva. Trebuie să începi de la un moment. Cei care spun că bani e scump, eu vă asigur, dacă voi e scump, vă sunteți specialist, asta e 49 de euro, voi pe servicii trebuie să luați 150 de euro. Despre ce fel de scump vorbim? Dacă sunteți voi antreprenor, care e scump? Businessul vostru trebuie să genereze 500-1000 de euro. Cum asta? 2-3% care să-ți aducă mâine un client să-ți răscumpere tot businessul. E scump? Nu cred. Ori sunteți neconștient de valoarea care este și de capacitatea business-ului vostru, dar precis nu-i scump. Deci, nu-i scump. Al treilea moment, nu sunt bani. Probabil, există situații în viață când pentru cineva 40 de euro asta e foarte mult, pentru cineva asta el la ceai le lasă. Probabil, nu sunt bani. Nu sunt bani general? Nu, tipa, înseamnă că rău lucrez. Înseamnă că tu, ca social media manager, minimum trebuie să lucrezi la un salariu de 4-6-80 mii de lei. Dar dacă treci cursuri 1, 2, 3, te rădiști la 6, 80, 15 mii de lei. Sau te duci în freelancing unde câștigi 100, 200, 400, 600, 800 de euro. Cei care sunt aici în online și voi întâmplător vreți să fiți freelancer, noi avem un program de 3.000 de euro pe an. Unde eu vă ajut voi să câștigați 400, 600 de euro minim lunar. Dacă scrieți în Instagram, dacă voi vreți lunar să plătiți un comision și eu să vă ajut să câștigați, dați 200 și câștigați 600. Avem așa program, vă putem ajuta. Dar întrebarea este vouă, asta vă trebuie. Dacă voi stați și vă gândiți la 30 de euro de unde să-i luați, cum voi să câștigați 2000 de euro? Cum? Pentru că vreți? Nu, trebuie depus efort, trebuie de mers la banc, trebuie de mers în avans. Eu nu sunt pentru faptul că ai stat până la urmă și n-ai cumpărat. Nu, fiecare, cumpărați la mine, la altul, nu cumpărați, învățați singur. Eu am învățat și singur. Acum am și vreo două cursuri cumpărate. Asta e o decizie. Fiecare are calea lui. Dacă eu vă pot fi util în organic comunicare, super, în stories, super, în webinare, extraordinar, în format cu plată, excepțional. Cum vreți așa și comunicăm?
Fiecare își găsește calea lui, dar dacă voi azi stați la momentul că eu azi n-am bani, completați formularul și mâine să aveți bani. 49 de euro. Sau după ce se pornește cursul, 99 o să fie. Sau o să cumpărați la altcineva. E o chestie de decizie. Colegi, vreau să înțeleg dacă sunt întrebări. Vreau să înțeleg dacă sunt întrebări legate de programul nostru, de situația voastră. De cei care au cumpărat, vă mulțumesc, ne vedem în curs. Cei care vin în offline, super, joi, ne vedem. Cei care se gândesc, completați acum formularul, vedeți butonul ăsta care sare în sus, completați, lăsați datele. Dacă nu reușiți, completați formularul, nu reușiți să achitați, scrieți în Instagram, talmazan.mire, Dumitru, n-am reușit eu să completez sau să achit. Scrieți în Instagram. Sau, Dumitru, eu am auzit de programul Mentor My Business și acolo cum se poate câștiga un 4.000 de euro pe an, 6-8.000 de euro pe an, cum se poate câștiga. Noi avem case-uri, noi deja avem studii de caz care pot să vă dau numărul de telefon, sunați și spuneți, alo, ia că Dumitru a zis că el v-a ajutat, asta e corect, e drept sau nu e drept? Și ei vă spună, asta e vedeți, dar puteți urmăriți în highlights-uri la mine, în highlights-ul Mentor My Business, să vedeți calea acestor antreprenori în care noi ajutăm și cu clienții, și cu cunoștințe, și cu mentorat, și cu Excel, și cu cursurile. Și apropo, un program Mentor My Business între toate cursurile noastre, plus între mentoratul meu personal cu tine și mentoratul experților noștri. De aceea, dacă voi sunteți acum în faza de vreau să devin freelancer și voi puteți dedicați o lună, două, trei, noi avem pachetul de 200 ceva de euro pe lună. Pentru asta, atunci eu într-o lună, două, modelez din voi ceva care poate să câștige 4-6. Dacă faci tot ce spun eu, inclusiv toate cursurile noastre le treci, inclusiv faci temele pentru acasă, inclusiv depuneți efort, ești normal că trebuie să lucrezi. De aceea aici ține de voi. Dacă voi sunteți bine mersi și trebuie o leacă de upgrade sau sunteți antreprenor, atunci treci de digitalizare, vorbiți pe același limbaj, nu fie că oamenii spun, da, dar eu nu înțeleg tu ce vorbești. Dacă voi nu înțelegeți ce vorbesc eu în webinarie, e o problemă. Dacă voi nu o să înțelegeți cursul de digitalizare, asta e cel mai simplu și am putut eu să creez. Eu mai jos nu cobor. Deci eu nu mă duc mai jos de nivelul care eu discut în asta. Nu pot spui, deschidem browserul, deschidem fereastra, că n-ați înțeleg și fereastra. Deschidem în computer ca asta, nu pot să vorbești așa, fiți de acord. Deci este un limbaj care voi trebuie să-l știți, CPM, CTR, CPC, CPL, CPA, poate nu deodată, dar trebuie să știți că e cost per click, cost per acțiune, cost per lead, cost per. Dacă completezi acum, poți să-l achit peste o oră, nu știu cum funcționează. Cu siguranță, Natalia, puteți achitați azi, puteți achitați mâine, dacă sunteți în versiunea offline, puteți achitați pe loc când veniți la noi, suntem în Chișinău, Henry Coandă 7, în centru, columna aici, la intersecție, la cerc, la creangă. O să facem cunoștință personal și o să petrecem două zile, de la 10 la 4, comunicare, ceai, cofe, muzică, cunoștințe, teme pentru acasă, pauză, tot inclus. De aceea, plus primiți încă acces și la platformă. Completați formularul, vedeți cum lucrează sistemul, încercați să faceți un upgrade la nivelul vostru și la tot ce înseamnă comunicarea la voi. Încercați să nu mai faceți aceleași acțiuni, pentru că voi, nu știu dacă v-ați socotit toate acțiunile pe timp, nu știu dacă ați socotit vreodată că acești 5 dolari la 10 luni sunt 50 de dolari, dar tu nu cheltui 5 dolari, tu pierzi 3 ore, dar 3 ore asta nu sunt 5 dolari. Și asta nu sunt 50 de dolari, dar 500. Dar cât, nu cât ai pierdut, hai cât ai pierdut, unde n-am mai pierdut, da? Plus un arghilea. Dar cât tu n-ai câștigat? Din motiv că postările nu erau corecte, din motiv că tu n-ai putut spui o întrebare și să ai un răspuns instant, din motiv că tu până amun ai business manager și lucrezi din contul tău personal de publicitate, până amun nu știi parola ta la Instagram de tău nu-ți cumpăra alt telefon pentru că te tengi să nu poți să te loghezi încă o dată. Sute de situații. Credeți-mă, nu este utrirovanie, da? Este o retrăire a mea și dacă mă simțiți, vă dați seama că eu chiar sunt indignat de zona asta. Nu, cum pot stai? Adică eu pot, da? Zedic 7 ani de zile și pe urmă oamenii spun, da, dar nu-i vreme ca peste noapte. Nu. Eu, spre fericirea mea, în anumite zone am găsit un talmazan pentru mine în care eu mă instruiesc. Și dacă mâine seara eu să mă duc acasă, acum eu sunt într-o etapă în care analizez inclusiv piața asta de cripto, piața de bursa de valori și o să ascult un training. Un training, 10 lecții preregistrate pe care am dat 400 de euro online.
De ce? Pentru că eu înțeleg, pentru ce eu îți pierd 20 de zile să caut în YouTube how to set up what means crypto, what means doggy coins, what means futures, what means... Pentru și? Dacă eu pot să eu, pur și simplu, omul care m-am uitat, l-am analizat, l-am văzut, am înțeles dacă tot ok, apropo, e Mr. Carlen, cei care vor să analizeze și piața asta. Și eu îmi dau seama, ha, interesant temă. Îmi place cum vorbește, îmi place cum gândește, îmi place ce rezultate are el. Și dacă eu rezonez pe același simbol, eu vă sugerez să faceți acest pas. Pentru că acolo e tot provere. Nu intrați în YouTube, scrieți Talmadan Dumitru, duceți-vă la clienții noștri. Dacă la voi în cap stă momentul ăsta, pentru că eu nu vreau să cred că la voi în cap stă problema banilor. Dacă la voi stă în cap problema banilor, spuneți la manager când vă sun, Dumitru a spus că ne dă în două tranșe. Nu 49 de euro, cât e acolo? 25 de euro. Una îl dați la început de lună, una la sfârșit de lună. Nu cu 500 lei, nu eu vă sumăleaiu, înseamnă că vouă nu vă trebuie business. Nu cumpărați cursul dacă pentru voi 500 lei e mult. Nu dați ultimii bani pe curs, nu, Doamne ferește, să-mi veniți la ușă și spuneți, Dumitru, am dat tocmai 500 de lei și n-am făcut un milionul. Da, acolo un aperolcic și un caleanea ca 480. Dar iar, și asta-s glume sau serios, asta e, dar indiferent, ce decizie veți lua? Eu vreau să vă rog un lucru. Aceste cale de digital comunicare, ea ține de oameni. Voi comunicați cu oameni. Deci gândiți-vă când creați postările voastre, când creați prezența voastră, când spatele acestor platforme stau oameni. Gândiți-vă că voi trebuie să creați ceva calitativ pentru că vouă vă place să consumați calitativ. Apoi că dați calitativ. Gândiți-vă că timpul vostru este bani. Și voi ca antreprenor, ca expert, costați bani pe oră. Chiar dacă la noi cultura nu este pe oră. Noi avem agenție în Chicago și acolo te întreabă câte ceasuri să fie. Nu câte postări, dar câte ceasuri să lucrați la postările date. Respectiv, în contextul ăsta, voi trebuie să aveți grijă de voi ca voi să deveniți buni și ora voastră să coste, nu 5 dolari, dar 20, nu 20, dar 200. Și atunci este întreg, se merită eu să fac 30 de postări pe care nimeni nu le vede, pentru că eu cheltuie 2 ceasuri, asta sunt 60 de ore, la 200 sunt 1200 de baxuri, sau 12.000 de baxuri. Se merită eu să pierd timp pentru postări, de dragul postărilor, pentru că șeful a zis că la ora 9, fiecare joi trebuie să apară postare, în caz contrar, la noi business-ul n-a să meargă. Sau eu trebuie să fac o analiză concurenței, să văd când concurență, să văd statistică, să văd și zic, bă, și care e situația, care se mai zice așa în rusă un termen, srednie temperatura pe bălniță, care în general așa e o situație medie. Și pentru asta ce am eu nevoie? Știți tot? Thumbs up? Succes? Aveți grijă! Nu știți, vă știți, dar de unde eu să încep? Ia că de primul pas, digitalizarea afacerii. Extraordinar program, bag mâna în foc pentru că am lucrat cu suflet și am înregistrat 50 și ceva de video, 30 și ceva de fișiere și screencast-uri. Numai eu și Mișa știm cât suflet am băgat noi în tot asta. Și Lida, și Maria, și Nicoleta. Eu am spus nume așa random. Respectiv, în sensul ăsta, vreau să vă urez succes. Vreau să vă mulțumesc că ați stat, că mă uit, 5 minute bat capul, parcă am ieșit pe podium și țara asta are nevoie de voi, oameni buni! Și în sensul ăsta, sper că voi nu tare ați obosit. Pas cu pas implementați. Aveți grijă de voi. Dacă am fost util, lăsați-ne un tag, lăsați-ne un screen, completați formularul, faceți marketing pentru că marketingul e interesant, faceți marketing pentru oameni și ei vă vor răsplăti cu cumpărături, cu like-uri, share-uri și restul. Percepeți asta ca o activitate complexă, nu ca un de asta de feia care vă îndeplinește dorințele, o leacă mai mulți bani, o leacă mai mult trafic. Și noi cu drag ne vedem la alte evenimente. Încântat să vă cunosc și cu cine ne vedem la curs cu drag, cu cine ne vedem joi, super. Cu cine n-ați ne vedem, ne vedem precis la alte webinare, ori la produsele și business-urile voastre. Sper să aud dânsele cât mai curând și voi aveți grijă de voi. Mai lăsăm 5 minute un sound să vă cânte, iar eu vă zic la revedere. V-am cuprins, v-am pupat și... cum se zice, поднял, обнял, поставил на место. Așa că... se zice că n-as avem muzică, așa că eu, pur și simplu, efectna o să plec în întuneric. Pa-ca!